Îți mulțumesc! Aproape că nu e film al lui Sergiu Nicolaescu fără o replică memorabilă. La finalul a aproape 40 de ani de carieră, numărăm peste 90 de pelicule, atât în țară cât și în străinătate. Dar Sergiu Nicolaescu nu a fost doar regizor, ci și scenarist și actor în filmele sale. L-a interpretat pe Comisarul Moldovan și pe Mircea cel Bătrân. A făcut istorie cu Neamărin Miliardar, dar și cu filmul Mihai Viteazul, despre care a spus că a fost cel mai greu pariu al carierei sale. În filmele sale, cu siguranță, l-a recunoscut și pe actorul gălățean Stelian Stancu. Talentul acestuia a fost observat de marele regizor în anii 60, încă dinainte de a fi turnat filmul Daci, o coproducție româno-franceză care avea să fie apreciată și peste hotare. Cu această ocazie, Nicolaescu mai bifează două premiere, devenind primul regizor român care participă la o coproducție străină și ale cărui filme sunt distribuite în străinătate. Cu Sergiu Nicolaescu am avut bucuria să mă întâlnesc de mult. Are Caragiale o parodie de bază, de mult, cam așa zic și eu. De mult. La începutul filmelor, carierei lui cinematografice, cu prilejul primului film pe care l-a făcut, Daci, în perioada de pregătire, a creat inclusiv un grup de cascadori. Și eu am fost recrutat de oamenii lui, de secunzii lui, pentru acel grup de cascadori. Am început pregătirile cascadoricești și după aceea a început să vină și el să ne vadă cum progresăm, cum și să ne împartă pe cele două grupuri, pe daci și romani, în funcție de staturi, fizionomii și cine era posibil de lăsat barbă de dac sau să fie mai spilcuit roman. Deci de mult, spre sfârșitul 1960 și spre 70, când s-au făcut daci. Dumneavoastră ați fost în tabăra romanilor. Roman, evident. Eram în tabăra spilcuiților. Sergiu Nicolaescu era frumos. Era un băiat frumos, un bărbat frumos. El a făcut sport, a făcut rugby.
era bine și proporționat dezvoltat fizic, avea și trăsături frumoase și săpate, așa cum se cer în cinematografie, cu unghiulații bune, prindea lumina bine. Tot regizorul fixează cadrul și spune operatorului ce are nevoie, cum are și operatorul, de exemplu, îi propune diverse formule. Am putea filma așa, în unghiulații asta și cu lumina asta, sau așa, sau așa, sau așa. Asta am văzut-o, am observat-o, când am jucat un rol principal la el. Maiorul Badiu, din Noi cei din linia întâi. Și când eu însumi eram... Oricum, se făceau 20 de filme pe an, erau multe aparate, unele se defectau, se duceau la reparat. Și el a fost fascinat de lumea asta și a făcut o invenție care s-a brevetat pe plan mondial și așa el a ajuns un nume. Transtravul. Trans și traveling totodată, le-a combinat într-un aparat, a făcut nu știu ce acolo așa și Transtravul e brevetat pe numele lui. Și așa el a devenit un nume în cinematografie, fără să fie pe partea artistică, ci pe partea tehnică. Când cui mire văzut au și dacii a Romei virtute înaltă, își lepădau rușinați ale lor obiceiuri barbare. Când cui mire văzut au și dacii a Romei virtute înaltă, își lepădau rușinați ale lor obiceiuri barbare. Cuscus, cavaleria generalului Sevil s-a întâlnit oastea barbară. Și ce face? Așteaptă să plece la atac. Așteaptă! Sergiu Nicolaescu era atât de îndrăgostit de film, încât a încercat să convingă pe cei din jur că e în stare să facă film și a reușit. Sergiu deja a căpătat un renume cu Daci atunci și producătorii făceau comenzi să facă filme. La noi era mai ieftin. Totuși studioul Bufta de Închiriat era mai, tot era mai ieftin la noi și cascadori buni și de toate. Și atunci am venit prima dată la Galați, am filmat printre altele și scena când o urmărire a șerifilor după infractorul care și așa și venea șeriful care era Dichiseanu. Și-a ales un grup de șerifi și ne-a dat steluțe, le-am pus în piept și vreau așa. Doar două filme am fost cascador la Sergiu Nicolaescu, Daci și Tom Sawyer. Și n-am mai lucrat cu el până la Noi cei din linia întâi. Așa. Și ultima dată m-a chemat pentru probe într-o oglinda, pentru filmul cu Regele și cu Antonescu și așa, și să fiu generalul Sănătescu. Și chiar ultima dată m-a chemat până la Senat să mă duc să mă vadă, că făceau distribuția la un film și tot din cauza părului pe care el mi-l știa grizonat într-un fel și în teatru mi l-am făcut în mai multe feluri, n-am mai... Se vorbește, în general, așa, de faptul că uneori Sergiu Nicolaescu era dur. Era de suprafață, era de creație artistică. El era un om foarte blând și foarte rațional, educat, cult și nu putea să fie dur, așa, absurd. Cercetași? De ce? Ți-e frică de adunătura asta de sălbateci? Uită-te la stâng și ai să înțelegi. Eu nu văd nimic! Îți ordon să ataci! Norocul ajută pe cei îndrăzneți! Pe răspunderea ta, Fuscus!
eram într-o pauză. S-a dat pauză, soldații mâncau, noi mâncam, așa, Sergiu mânca acolo cu noi. Și a scos și el pachetelul și... Și vine o femeie în vârstă, din sat. Maică, dumneata ești moldovan, din film. Vino să te pup, vai, bine că l-ai făcut tălora așa, adică l-a luat ca pe personaj. Și sigur că Sergiu a fost tușat de lucrul ăsta, a fost bucuros, l-a pupat, o femeie simplă. Asta înseamnă că ce făcea el, făcea bine și cu adresă, cu adresă la sufletul spectatorului. Nu va mai fi niciun maestru la care să ne referim, ca pe care să-l luăm ca etalon. El a intrat în elita mondială cinematografică și elita aceea de calitate. Incontestabil, a fost foarte talentat, dar poți să fii oricât de talentat. Dacă nu muncești pe măsura talentului, nu obții rezultate pe măsura talentului. Și atunci, el, peste talentul pe care l-a avut, a muncit foarte mult, de-aia și-a șubrezit sănătatea. Numele lui Sergiu Nicolaescu a fost legat în toți acești ani de carieră de cel al titanilor scenei românești, printre care îi amintim pe Amza Pelea, Florin Piersic, Ilarion Ciobanu, Gheorghe Dinică, Ștefan Mihăilescu Brăila, Jean Constantin sau Octavian Cotescu. În total, maestru a realizat 64 de filme în România și a participat la alte 27 de producții în străinătate, care însumează aproape 1 miliard de spectatori. Un record extrem de greu de egalat de un alt regizor român. Actorii teatrului dramatic ne-au povestit cu nostalgie de filmele mari în care l-au urmărit cu sufletul la gură pe Stelian Stancu. Este vorba de un film independent, un film pe care l-a gândit, de fapt, colegul meu, Ciprian Brașoveanu, actor aici la teatru. El a făcut regia filmului, a scris și scenariu și, evident, în filmul ăsta și-a folosit colegii, ca zic așa, pe post de actori, pe post de asistenți, pe post de exemplu, eu, director de imagine, am și filmat, am și jucat, am făcut cam de toate împreună. Repet, este un film independent, este un film în care Ciprian a investit, să zic, o sumă
mică pentru ce înseamnă industria filmului, dar destul de mare pentru noi, care știe toată lumea cât de bine o ducem material. Nu am avut sponsori, am avut doar ajutor extraordinar din partea multor oameni, cum ar fi, de exemplu, domnul Sandu Traian, care ne-a facilitat, ne-a pus la dispoziție 5 nopți o cameră la hotelul Galați, care a fost una din locații. Am mai beneficiat de ajutorul celor de la Cafe Jurnal, care ne-au pus la dispoziție localul Cafe Jurnal, tot așa pe o perioadă destul de mare, 8 nopți. Am mai filmat la un anticariat și în multe alte locuri, de o farmacie. Deci oamenii au fost foarte deschiși la proiectul ăsta și ne-au ajutat foarte mult, nu cu bani, ci în primul rând cu spații, că asta era cea mai mare problema noastră. Filmul se numește Cafe Jurnal. Este un film despre un tânăr care are fotofobie și care, din cauza faptului că nu poate suporta lumina zilei, stă mai mult, trăiește, viața lui e mai mult noaptea. Și la un moment dat ajunge într-o lume stranie, misterioasă, ca să zic așa. Nu vreau să zic mai multe, pentru că e bine să păstrăm anumite secrete și o anumită aură de mister în jurul acestui film. El a intrat la editare, deocamdată e gata numai trailerul, iar filmul va avea premiera, pe care ne-o dorim cu toții, undeva la finalul lunii mai. Sper din tot sufletul să o putem face aici la Teatru Dramatic. Aștept un răspuns, Severus. Eu aștept un răspuns, Decebal. Pentru a-l duce împăratului meu. Fuscus n-a fost un bun tălmaci. Iată ce spun aceste lucruri. Dacă nu vă veți ascunde în pământ ca șoarecii, în ape ca broaștele, în văzduh ca păsările, nu veți scăpa de săgețile noastre. Pentru că noi muncim acest pământ. Sergiu impunea respect. Și nu prin fioroșenie, ci prin delicatețea discursului. Era, cum am zis, un tip foarte educat, vorbea foarte frumos. Mai ales dacă vorbeai cu el particular, nu avea niciun motiv să fie nervos de un defect de filmare sau nu știu ce. După câte am văzut eu, după câte am auzit și am remarcat, era un singuratic, un însingurat, așa, nu prea. El avea universul lui. Apropo de viața lui particulară, chiar se mirau mai mulți, ia uite, a ajuns la 40 de ani, nu știu la cât, și nu se însoară. Ce copil, ce fiu minunat este, că tot timpul numai de mama lui vorbește și are grijă de mama lui, care așa, să nu se mă, da? Și tot așa. Dar mă știu că la un moment dat, în perioada când m-am dus la probe pentru oglinda, m-am dus de mai multe ori, când făcuseră și uniforma și tot, îmi stătea bine. Și pe urmă, din cauza părului, că nu puteam să-mi fac la loc fir cu fir, se vorbea că în sfârșit Sergiu s-a însurat. Când? Acum vreun an, doi, atunci ziceam. El întotdeauna a fost o persoană discretă. Nu vorbea de viața lui particulară. Am făcut cu conștiinciozitate antrenamentele de cascadorie. Era de primăvara până spre toamnă. Și spre toamnă am început filmările. Și primul motor l-am auzit de la el. Că între timp am cu vreo 15 filme. Primul. El mi-a dat start. Și de la ei am învățat că în artă, dacă nu ești riguros, dacă nu faci cum trebuie, mai bine faci altceva. Și Sergiu se înscria foarte, foarte bine în munca lui cinematografică. Era exigent și culmea e că de ce i-au mers toate în plin? Era exigent în primul rând cu el însuși. Că mai sunt în jurul nostru oameni care sunt exigenți cu ceilalți, dar el o lasă mai mare. Și când vezi un film cu toate la locul lor, te duce gândul la Nicolaescu. Păcat că a murit. Noroc că a trăit totuși 82 de ani. Eu simt așa.
L-am cunoscut pe Sergiu de când avea spre 40 de ani până, nu? A fost un băiat foarte expresiv, șarmant, frumos. Vă rog să mă credeți, toate elementul feminin din jur gravita în jurul lui. El ar fi putut să aibă acum mii de copii, nu unul, doi. Asta este treaba lui și a lui Dumnezeu. A făcut filme frumoase și cu asta a făcut mult bine multor spectatori. Și atunci Dumnezeu să-L odihnească și să ne gândim la El așa cum merită. Îți mulțumesc!